lui Claus Iohannis a atras atenția, ceea ce noi, mai țin, aici am atras mereu atenția, că în timp ce el este liniștit, era, are coaliție, n-are opoziție, n-are presă de opoziție, între noi fie vorba, și are în același timp are un mare avantaj că e, cum să zic, o slugă mecanică a tot ce vor vrea Occidentul și mai ales America în legătură cu relația cu Rusia. Bun. Însă eu am atras atenția, eu, că aceasta este foarte periculoasă, pentru că și-am atras atenția că în coasta acestui regim, care e frumos, așa mare, se dezvoltă, din care face parte și cazul Șercan, o campanie extraordinar de bine pusă la punct, nu-i așa? Da. Care o cunoaștem. Avem 30 de ani de căsă, nu știm cum șmecheria. Deci hai să luăm. Au apărut niște drafturi. Plecând de la nerozia cu care a răspuns puterea, că puterea singur, puneai, cum ar, adică puteai să spui ca ieri, da, mai rău, domnule, niște drafturi, mă ștea la fund cu ele, să fiu al dracu, dacă era treabă, cu chiar se ștergea la fund în public. Bun, nu e foarte interesant. După părerea mea, ușor exagerat, că nu, chiar dictatură nu e, hai să, noi știm și noi ce e dictatura. De ce s-a creat? S-a creat pentru acea pregătire a culoarului pentru alegerile prezidențiale a unui candidat care să-și asume tema. Deci, în 1900, când s-a ivit destalinizarea, în 1954, un poet, Cicerone Teodorescu, nu ne mai pomenit, a scris o poezie și a zis așa: întâi îți inventează o boală și apoi te vindecă de ea. Era vorba de lupta de clasă. Adică venea partidul și spunea, bă, lupta de clasă, dușmanul face. Și, dar de fapt era o invenție. În cazul de față, ați observat, avem de a face cu o imagine exagerată, dar bine făcută ca campanie, pentru ca cel care va candida sau cea care va candida să spună: nu mă interesează prețul la combustibil, nu mă interesează faptul că în România nu e democrație, nu e stat de drept. Și dacă ați observat, o campanie care este mult alimentată din străinătate. Noi n-am discutat faptul că a venit vicepreședinta Comisiei Europene, nu-i așa? Da. A venit la un regim, la președinte și la premier, care au făcut tot ce a vrut, tot ce a vrut Occidentul. Da? Și dar s-a întâlnit și cu Emilia Șercan. Păi asta a spus, dacă ne rog, domnul Turcea. Da, hai să fii serios, dacă te duci la Erdogan, da, de care ai nevoie. Da. Ați văzut că până și suedezii sunt gata să-i dea afară pe aia, că au nevoie de el, da? Te duci și stai de vorbă și cu șeful, nu cu șeful opoziției, că stați. N-a stat de vorbă, deci hai să spun, a venit vicecomisarul, vicepreședinta și potrivit protocolului așa este. Stai de vorbă cu șeful partidului de guvernământ și cu șeful partidului de opoziție, nu știu, Drulă, să zicem, sau cu Cioloș, da? Nu, ea a stat de vorbă și din punct de vedere al presei și din punct de vedere politic cu Emilia Șercan, care vrea să îl dea jos pe Ciucă, pentru că a plagiat. Adică undeva, și aici a fost unul din semnalele primite de Claus Iohannis, undeva s-a dat legitimitate tezei că în România există o acțiune împotriva celor care vor să spună adevărul. Foarte interesant să știi. După asta a venit povestea asta cu avertizorul de avertizorul de integritate, iar. Exact, da. Dar vreau să insistați un pic pe această chestiune. Adică se construiește, încă o dată am putea spune, sentimentul ăla că în România lucrurile merg prost, că există niște probleme, justiție, așa mai departe. Pentru ce? Pentru a scoate la rampă un candidat, pentru a crește... Da, domnul Turcescu, iertați-mă, în la prezidențiale ai două posibilități de mers acum.
una, voi ieftini benzina, voi da la partea economică, vom face austeritate, vom da afară oameni. Bun, care este tema actualei coaliții? Însă, trebuie să vii cu ceva cu care să câștigi, da? Nu poți să vii decât, după părerea mea, cu o temă nediferită de a celorlalți candidați. Presupun că Ciucă sau Mircea Joană vor veni. Ei vor veni cu tema aceasta. O știți, care au avut-o de la președinți. O să ducem, o să trăim mai bine cu tare, avem infrastructură. Nu! Va veni cineva și ea este Codruța Chiobeș și cel puțin pentru ea se pregătește, poate să fie consumerea noastră, oricine, dar se pregătește terenul pentru un candidat care să vină să spună eu voi salva România de la dictatură, eu voi salva atenție față de... ei recunosc statul paralel, ați observat? Dar nu atât lupta, pe de o parte lupta împotriva corupției, vedeți povestea cu avertizorul de integritate, dar imaginea este de crearea unui regim asemănător celui din Ungaria. Imagine. Liberal. Uh-huh. Da, deci noi avem un fel de Erdogan. Da. Deci noi avem aici o sistematică încălcare a statului de drept, a dreptul, a libertății presei, cu tare apar și articole pe tema asta. Credeți că asta l-a și făcut pe Iohannis să apară după un an și ceva de zile într-o în aprilie anul trecut. Da. Ori, pe de o parte, cred că au zis prietenii lui de la Bruxelles, domnule, vezi că noi nu putem face nimic, așa este.